Iată că un constructor român are capacitatea să finalizeze o lucrare într-un termen mai scurt, cu 9 luni, față de prevederile contractuale. Felicit constructorul pentru mobilizare, pentru seriozitate și mai ales pentru faptul că s-a ținut de cuvânt în discuțiile pe care le-am avut când am fost în vizită în iunie să vedem stadiul lucrărilor. Rădăuțiu și localitățile din jurul Rădăuțiului au o centură extrem de utilă care scoate traficul greu și traficul de tranzit din Rădăuț și dă în același timp perspective de dezvoltare, pentru că de la Roman încoace vorba aceea s-a adeverit via vita. Drumul înseamnă viață. Drumul dă naștere la dezvoltare, drumul dă naștere la investiții și sunt convins că peste 4 ani lucrurile se vor schimba în jurul acestei centuri în bine și vom vedea dezvoltări industriale sau alte tipuri de dezvoltări care vor contribui la dezvoltarea economică a zonei. Am reușit să ajungem aici pentru că am trecut acest proiect pe fonduri europene nerambursabile. Pe POIM 2014-2020 în luna aprilie acest an. Astfel am asigurat cash flow-ul necesar implementării lui. În noiembrie 2019 acest proiect avea un progres fizic de 38% și iată că astăzi reușim să-l finalizăm. În privința lucrărilor efectuate, în luna noiembrie proiectul înregistra un progres fizic de 32%, astfel încât până în noiembrie totalul de conturi era undeva la 44 de milioane, iar într-un an de zile noi am plătit 62,5 milioane de lei. Am accelerat acest proiect, așa cum am făcut cu toate proiectele majore de transport din regiunea Moldovei, iar în ceea ce privește județul Suceava, investițiile în infrastructură au fost susținute puternic de guvernul Ludovic Orban. Alocări record pentru întreținerea drumurilor naționale. Peste 50 de milioane de lei am alocat în acest an. O centură completă, un inel care ocolește municipiul Rădăuț, are 7 sensuri giratorii și dă o perspectivă foarte frumoasă de dezvoltare economică, în special industrială, dar și turistică, întregii zonei de nord a județului Suceava. Avem posibilitate pe centura ocolitoare să mergem spre Putna, Ctitorie Ștefaniană, să mergem spre Sucevița, dar avem și perspectiva de a descongestiona traficul din municipiul Rădăuț. Oficialii în frunte cu Ludovic Orban au fost primii care au circulat pe centura Rădăuțiului. Până la finalizarea evenimentului de inaugurare, care a avut loc vineri începând cu ora 13:40, doar politicienii, polițiștii și jurnaliștii au avut voie să tranziteze noul drum. Te întrece? Păi sunteți la televiziune ceva? Dacă nu sunteți la televiziune, nu aveți voie să treceți. Deci dacă, numai dacă sunteți la televiziune, nu, atâta trecem. Deci e închis, încă e închis. E închis? Da. Dar domnii lucrează cu mine. Dar de ce e închisă? Păi nu s-a deschis. Dar de ce nu s-a deschis? Păi nu s-a deschis oficial. Eu am fost pus aici ca să nu dau voie la nimeni. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți și primarii din zona Rădăuți.